rușine primarilor, rușine pentru că furați banii publici, hoții, care ne fură banii, hoții, ăștia sunteți, niște hoți, da, hoții, rușine să vă fie, rușine să vă fie, v-a spus camere de luat vederi, peste tot, rușine. Rușine primăriței și viceprimarului care cheltuiesc banii din bugetul primăriei. Rușine. Rușine. Rușine să vă fie, pentru că mâncați banii publici. Să vă fie rușine. Cheltuiți banii publici. Să vă fie rușine. Rușine, hoților. Rușine să vă fie. Cui pasă să iasă afară din casă? Rușine. Rușine. Mâncați banii oamenilor. Mâncați banii oamenilor. Să vă fie rușine. Rușine, vă bateți joc de oameni, oamenii, vă mai vor. Să le fie rușine, ăstora, să le fie rușine, firea la-i dracu să fie, că nenorociți. Rușine, uite, copiii au înțeles că cine fură se duce la pușcărie, da? Am fost mereu mintiți, mereu ați mințit, mereu ne-ați mințit. Uite, astea sunt mesajele noastre. Demisia hoților, hoților ce sunteți. Uite copiii ce vor, uite copiii ce vor, uite familiile ce vor. Hoților, să vă fie rușine, rușine să vă fie. Vă lăfăiți în banii publici. Cheltuiți banii publici după placul vostru. Rușine. Să vă fie rușine. Vă faceți interesele personale. Sunteți numai după interese personale. Și numai cu ochii după bani. Numai... Dar astea sunt mesajele românilor. Astea sunt mesajele noastre. Către... Guvern. Către... primăria noastră locală. Demisia hoților. Noi o să vă lăsăm mesajele noastre aici, să le citiți, să le citească toată lumea. Asta este mesajul nostru către primăria Icoana, către doamna primar, către domnul vice. Vă dați demisia hoților, demisia hoților, mâncați banii publici,
mâncați banii publici, să vă fie rușine. Noi vă lăsăm mesajele noastre aici, sper să le citiți, sper să nu le rupeți, de altfel asta o să faceți. Sunt solidar cu toți cei care manifestă în București și în celelalte mari orașe. Rezistați și nu vă lăsați, continuați și continuați să protestați. Continuați. Salut!